găsit la Clubul de Poezie. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, astăzi am onoarea să-l cunoaștem împreună pe Emil Isac. S-a născut pe 27 mai în anul 1886. A fost un poet român, membru corespondent al Academiei Române. A decedat pe 25 martie în anul 1954. A debutat în 1903 cu poezia La umbra plopilor, în data de 25 noiembrie, în revista Familia, apoi a colaborat la Viața Nouă, noua revistă română, România Muncitoare, Cuvântul Liber, Viața Românească și multe altele. Printre poeziile sale cele mai cunoscute se numără Mama, Ochii tăi albaștri și Pe lângă apa care trece. Deja de pe vremea studiului la Facultatea de Științe Juridice din Cluj, Emil Isac a făcut cunoștință cu ideile progresiste și umanitariste și s-a atașat cauzei clasei muncitoare. După moartea sa, în 1954, a fost înființat un muzeu în casa sa din oraș, Muzeul Emil Isac, format din trei mari camere dedicate vieții poetului, tatălui său și lucrărilor sale. Cântec de Emil Isac. Pe lângă apa care trece, cu tine astăzi cine trece? Cu cine treci în noaptea rece? Cui îi șoptești viață bună? Al cui nume îl spui în lună și lacrimi cine îți adună? Pe sânul cui plângi tu iubirea? Cu cine lauzi înflorirea? Cu cine blestemi veștejirea? Cu cine numeri tu arginții? Cu ai cui dinți îți tremură dinții când ți se stinge glasul minții? Oricine te-a răpit din mine, de te-ar fi cumpărat oricine, el mă va regăsi în tine.